La data de 10 septembrie, specialiștii Centrului Regional Bacău din cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, împreună cu polițiști din cadrul IPJ Neamț, compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității, și cu sprijinul colegilor de la posturile de poliție rurală Alexandru cel Bun, Tarcău, Pângăraț și acelor din cadrul Poliției orașului Bicaz, au desfășurat activități de distribuire de materiale informativ-preventive în rândul locuitorilor orașului Bicaz și comunelor limitrofe. Acțiunea a fost organizată în cadrul proiectului Reducerea amplitudinii traficului de persoane printr-o mai bună informare a cetățenilor, finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă, componenta Cooperare Polițienească în scopul conștientizării și sensibilizării cetățenilor despre pericolul traficului de persoane.